65 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în județul Mehedinți și încă două persoane au decedat. Tot mai mulți mehedințeni își pierd viața în lupta cu coronavirus. De la începutul pandemiei și până în prezent, 150 de mehedințeni infectați cu SARS-CoV-2 au decedat. Rata incidenței cumulative de COVID-19 în Mehedinți este de 2,37 la 1000 de locuitori. Cea mai mare incidență din județ este în localitatea Grozești, unde rata de infectare este de 4,56 la 1000 de locuitori, iar apoi este urmată de municipiul Drobeta-Turnu-Severin cu 4,20. Totodată, în ultimele 24 de ore, 63 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 și încă două persoane infectate cu COVID-19 au decedat. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 902 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 134 persoane sunt internate, 622 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmați COVID-19 4.098 persoane și au decedat 150 persoane. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 2,37 la 1000 de locuitori. 22 de localități din județul Mehedinți au rata de infectare peste 1,5. Cele mai afectate sunt Grozești 4,56, Drobeta-Turnu-Severin 4,20, Strehaia 3,98, Bâlvănești 2,89.